Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. O ediție în care recoltăm hibrizii de rapiță din portofoliu Corteva. După ce ne-am întâlnit cu familia Corteva în seria de evenimente Agronomy Day și am vorbit atunci de hibrizi, de tratamente, astăzi suntem la momentul cel mai frumos, acela în care cântărim rezultatul muncii noastre. Bună ziua, doamna Maria Cârge, îmi face plăcere să ne vedem. Suntem în zona Neamț, la TCE, acolo unde compania Corteva a desfășurat întregul câmp de rapiță. Ce facem astăzi? Înainte să vă spun ce facem astăzi, aș dori să amintesc celor care ne văd că suntem în inima Moldovei, în ferma TCE Agricultură, unul din partenerii noștri de aproximativ 20 de ani. De ce suntem aici? Pentru că în această fermă se folosesc cele mai noi tehnologii, cele mai inovative produse, cu un singur scop, pentru a obține producții maxime. Și de aceea astăzi, cred că atunci când vor recolta hibrizii inovativi de rapiță Pioneer, fermierii care sunt prezenți astăzi, peste 400 din toată Moldova noastră, să aibă ocazia să vadă care poate fi performanța acestei genetici noi Pioneer. Ca de fiecare dată, evenimentul din Moldova adună foarte mulți fermieri. Care sunt hibrizii care au prins foarte bine pe această zonă? Astăzi vom avea ocazia să vedem cei patru hibrizi, doi dintre ei genetică cunoscută, și anume PT303 și PT298 Agil, iar cei care vin, deci garda nouă, este vorba de hibrizii PT314 și PT315. Sunt next gen, noua generație de hibrizi cu caractere agronomice îmbunătățite, și aici când spun acest lucru mă refer nu numai la producție, care este primul caracter pe care toată lumea îl caută, dar și toleranța la sclerotinia și toleranța la scuturare, care sunt, să spun așa, caracterele care diferențiază genetica de rapiță și hibrizii de rapiță între ei. Este al 18-lea eveniment pe care îl facem în cadrul societății noastre. Am început în 2006 și an de an, cu excepția perioadei COVID-ului, am făcut unul sau două evenimente în care în fiecare an sub 300 de participanți n-am avut. Asta înseamnă că oamenii au venit să învețe și au ce învăța aici la noi, nu numai de la societatea noastră, ci și de la compania Corteva, care vine în fiecare an cu multe noutăți în ceea ce privește culturile vegetale. În platformă am avut grâu, rapiță, o să avem în toamnă o demonstrație cu porumbul și soia. Numele meu este Lucian Ciornei. Sunt din județul Iași, la extremitatea județului, între județul Neamț și Vaslui. Am o exploatație de 350 de hectare. Cultiv floarea soarelui, porumb, grâu, soia și cam atât. Cum a fost anul ăsta pentru dumneavoastră sau până acum? Până în prezent, culturile arată bine. Am realizat la cultura grâului o producție de 6 tone la hectar. Ce cheltuială? Ați făcut un calcul? Aici e aici o mare problemă. Aici degeaba scoți mult dacă ai investiția foarte mare. Lucru care ne dezavantajează și e un an care nu vom obține profituri după investiții, în sensul că am achiziționat îngrășămintele din toamnă cu prețuri foarte mari. Și acum? Inclusiv... Eu anul trecut am fost favorizat că am vândut producția grâului direct din câmp și am vândut la un preț destul de bun. Am luat 1,60 lei pe kilogram, dar în schimb, dacă am avut bani, ce am făcut? Am investit în inputuri. Inclusiv am luat motorină foarte mult, care campania de primăvară am făcut cu motorină de 8,50 lei. Prețurile s-au dus mult în jos, deci... Dacă am văzut din câmp, n-am fost favorizați față de cei care au ținut producțiile și au dat acum. Deci, cumva, toți am pierdut. Fluctuațiile astea și datorită faptului că nu există o stabilitate a peții, ne afectează foarte mult.
și riscurile pentru noi sunt destul de mari. Că la urma urmei toți investim, cei mai mulți dintre noi din credite, plus că mai avem credite la utilaje, leasing-uri, probabil. Leasing-uri, da. Agricultura trebuie să o faci la un nivel cât de cât avansat ca să poți să fii... Cu tehnologie modernă. Da, să fii profitabil. La grâu, noi am încheiat recoltatul și am obținut anul acesta 9100 de kilograme de boabe stați la hectar. Am folosit numai soiuri românești și am testat foarte multe soiuri în ceilalți ani, 10 soiuri în platforme, câte 30-40 de hectare și am ajuns la concluzia că cele mai bune rezultate le dă soiurile românești. Am folosit un soi Ursita, care este relativ nou, un soi românesc, produs de Fândulea, unde am obținut și 10-11 tone la hectar și cea mai mare producție a obținut colegul meu Ciprian la soiul PG102, este soiul domnul Fuia, unde am obținut chiar și 12.500 de kilograme la hectar. În urma testărilor anuale am reușit să facem o selecție de soiuri potrivite anumitor soluri care se regăsesc în județ și anumitor tehnologii intensive pe care într-adevăr reușim să o adaptăm. Am rămas tot la soiurile românești, deși testăm inclusiv soiurile străine. Da, am testat nenumărate soiuri de grâu și problema principală a noastră este aristatul versus nearistat. Suntem localizați într-un areal proprice grâului, pot să spun, cerealelor păioase, pentru că avem niște primăveri răcoroase, ceea ce lui place, dar în momentul în care ajunge la înflorit, survin acele zile extraordinar de toride, de arșiță și atunci apare acel fenomen de șistăvire al boabelor, ne fiind protejat de ariste. Și, din păcate, deși soiurile nearistate la noi arată extraordinar de bine, în momentul în care proba cântarului ajunge să ne arate producția, suntem dezamăgiți. Am fost dezamăgiți 3 ani succesiv de anumite soiuri nearistate, de aceea am ales să cultivăm doar soiuri românești, pentru că am valorificat într-adevăr anul acesta producțiile lor maxime. Este un an istoric pentru noi ca și producții medii. Realizez pe 550 de hectare o medie de 9000 de kilograme la hectar de grâu panificabil. Este o realizare. Dar pentru noi este mai importantă stabilitatea decât producțiile țintă. Așa cum spuneați și dumneavoastră, avem niște calcule foarte bine ținute în spate de către echipa de contabili, în care ne avertizează momentele în care ajungem la niște cheltuieli destul de mari. Noi luăm în calcul toate componentele de cheltuieli, nu numai cele pe care le facem noi agronomic în câmp, eu și colegii mei, de îngrășăminte, de pesticide, de sămânță și așa mai departe, amortizările pe utilaje, nu știu, anvelopele la mașinile pe care le folosim, absolut orice intră în cheltuiala noastră, pentru că sunt cheltuielile societății și atunci lucrurile nu sunt atât de roz, nu suntem atât de bucuroși în momentul în care am obținut 11 tone de ori, să spunem că ne-am îmbogățit în niciun caz. Dar suntem acolo, menținem niște producții care să acopere cheltuielile și să obținem un profit astfel încât de la an la an să ne permitem să reinvestim și să realocăm în niște tehnologii intensive, așa cum spunea colegul meu. Avem loturi de câte 15-20 de hectare de bază pe care o luăm de la Fundulea sau, de exemplu, anul ăsta am luat de la Fuia, la domnul Fuia, bază și facem reemulcire. Deci în fiecare an la noi în societate numai C1 și nu C2 sau alte mulțiri. Doar sămânță certificată. Certificată și aprobată de către inspectorii de la semințe. Mai avem o treabă, distribuția fermei este în așa fel încât Ciprian este în partea de nord, unde poate să beneficieze de mai multe precipitații decât în sud și se compensează amplasarea cu cantitatea de precipitații și producția pe care o obținem. Aș mai putea să adaug la tot ceea ce înseamnă indicii aceștia calitativi pe care îi observăm. Practic, toată schema noastră de chimizare este compusă din până la 6 tratamente.
Deci, practic, din toamnă, de la semănatul cerealelor păiase până la recoltare, intrăm de cel puțin 6 ori cu utilajul autopropulsat pentru a preveni, mai bine spus, bolile care ar putea să apară, dăunătorii, și pentru a susține prin micro și macro elemente producția pe care o urmărim. De foarte multe ori suntem considerați, între ghilimele, de către unii din colegii noștri mincinoși referitor la producțiile pe care le obținem, dar nu trebuie să uităm, tot timpul avertizez că și cheltuielile sunt pe măsură și atenția pe care o acordăm fiecarei culturi în parte, cum vă spuneam, nu este ușor să vizezi 6 momente cheie pentru a aplica 2-3 produse simultan pentru a testa combinații între regulatori de creștere și fungicid, insecticid, produse de stimulare foliară cu micro și macro elemente în momentele din care planta ar avea nevoie să nu ajungă să sufere de acele elemente, de lipsa lor de carențe, și apoi să venim cu acestea. De aceea noi urmărim obținerea încă o dată a unor producții medii care să susțină toată partea de investiții. Dacă ne-am duce pe acea parte de economică în care să obținem producții mici și să minimizăm și cheltuiala, asta s-ar putea să nu acopere tot ceea ce dorim noi să reinvestim anul viitor, tot ceea ce dorim să inovăm aici în fermă. Anul ăsta am avut o talie foarte înaltă la grâu. Nu ne-am dorit. Deși folosim regulator de creștere, nu ne dorim o talie înaltă, a fost grâul undeva la 120 de centimetri, foarte înalt. Am mai avut și grâu culcat, din cauza furtunilor. Încercăm o talie cât mai mică, nu influențează producția, diferența de talie. Pentru grâu vă pot spune de erbicidarea în toamnă, care o facem undeva la 60-70% din suprafață, în funcție de timpul și de precipitațiile pe care ulterior urmează să vină, cu erbicidul Bizon, o erbicidare selectivă acolo unde nu am intervenit cu Bizon, cu Pixaro și Frontal, iar acolo unde am intervenit cu Bizon, dar au apărut burieni, un al doilea, al treilea van, intervenind cu ceva, nu știu, ușor, cum este cerlitul sau mustangul, și poate unul dintre cele mai importante momente, atât pentru mine cât și pentru colegii mei, este prevenirea sau combaterea făinării în cerealele păioase. Avem 2 sau 3 ani de zile de când urmărim acele 5 zile în luna februarie-martie, care să aibă plus 5 întrunească condițiile. Plus 5 grade Celsius noaptea, astfel încât produsul să-și facă efectul, să fie asimilat de către plantă. Anul acesta noi l-am folosit în februarie, produsul, împreună cu un pachet de nutriție foliară. Și chiar dacă ulterior au venit acele zăpezi sau și frig, nu am avut niciun fel de problemă cu această boală sau cu septorioza în cultura de cereale păioase. Mai e o treabă, suprafața pe care o avem, de 5.000 de hectare, teoretic e împărțită în 3 ferme, teoretic, și de câte 1.600-1.700 de hectare. Și există și o competiție între colegi, așa mai voalată, dar există o competiție benefică. Benefică patronului, benefică pentru că fiecare trage cu ochiul și vrea să-și facă lucrările la timp, să facă cât mai bine, și asta impulsionează. De vedere al substanțelor, urmărim în mod constant Arvalis-ul și alte instituții finanțate de fermieri care testează în mod constant substanțele active din afară. Din nefericire pentru România, regăsim doar o parte dintre ele pe care le putem folosi și, așa cum spunea colegul meu, le utilizăm, le testăm în fiecare an și am ajuns cu o schemă completă și competitivă de substanțe active. Pentru culturile noastre există un mix între toate companiile și ne-am ales ceea ce urmărim noi țintă să combatem. Și în urma testărilor am ajuns la 3 fungicide, uneori 4, pentru cerealele păioase, reușind să le ținem aproape verzi până în momentul recoltării, deși spicul are umiditatea de recoltare, stas, planta datorită unei sănătăți pe care i-am indus-o și noi forța până la recoltare nu a ajuns să intre în regres. La fel, pentru cultura porumbului reușim să-l ținem curat
deși suprafața este destul de mare, împreună cu loturile semincere ajungem la 2500 de hectare de porumb. Practic ne este imposibil în același stadiu să erbicidăm toată suprafața, dar am reușit să o ținem, să nu avem probleme niciun an. Ce vreau să mai zic? Domnul Mihai, care este managerul nostru, are și dumnealui o concepție modernă despre agricultură în relația cu subalternii. Ne asigură baza tehnică solidă cu utilaje de cele mai bune performante, iar îngrășămintele, structura culturilor, lucrările, pesticidele, ni le alegem noi. Ne lasă să ne alegem fără să intervină, ceea ce este un lucru mare. Mai pe românește, ne lasă să facem tehnologia și ce trebuie să facă un inginer agronom, ceea ce este mare lucru, pentru că în jur avem colegi care numai inginer agronom nu se numesc, și o altă flexibilitate în ceea ce privește timpul. Noi lucrăm cel mult 8 ore, iar cu mici excepții, sâmbitele și duminicile nu le mai lucrăm, ceea ce nu vă dați seama când vine mecanizatorul lunea la treabă, cu o fasă senină și cu alt chef de treabă decât să-l muncești pe tot parcursul. Este un lucru mare și recomand la toți colegii care sunt patroni și sunt în agricultură să facă același lucru, că vor avea numai beneficii. Ca să vă răspund la întrebarea referitor la tehnologie, noi avem 5 ani de când avem implementat un sistem de dedurizare și demineralizare al apei. Folosim o apă tratată din punct de vedere chimic, o curățăm de tot ceea ce înseamnă cation, de calciu, de magneziu, de clor, și asta ajunge să fie o apă pură din punct de vedere al substanțelor active. Asta ne permite și să reducem dozele undeva la 20%, recomandarea este 25%. Practic reușim și să facem tratamentele la eficacitate maximă, dar și să facem o economie considerabilă în fiecare an. Ca și inovații, mai mult pe partea de tehnologie, colegul meu, încercăm în fiecare an să ne ducem spre acea tendință de minimum til, să păstrăm apa în sol, pentru că, așa cum vedem, nu ne ajută. Regimul pluviometric s-a schimbat destul de mult și dacă sunt ani în care nu s-a schimbat regimul pluviometric, acestea ajung la noi în zonă atunci când nu prea mai e nevoie din ele, de exemplu în luna august. Într-adevăr, e o tentație folosirea plugului. Toți fermierii care au trecut în no-till, în minimum-till, spun așa, ai nevoie să te finanțezi 3 ani de zile ca să reușești să faci trecerea cu adevărat. Nu trebuie să abandonezi după primul an. Ai nevoie de 3 ani de zile până când terenul și microorganismele și culturile intră într-o simbioză totală. După care o să vedeți rezultatele. Într-adevăr, după un plug, o cultură are un start mult mai puternic, vizual, mai... dar la sfârșitul, la recoltat, rezultatele sunt net superioare într-o lucrare minimă sau fără întoarcerea brazdei față de clasicul plug. Pentru no-till, într-adevăr, e nevoie de niște semănători mai performanti. Se pot adapta și cele existente pe piață acestei tehnologii, dar, într-adevăr, trebuie o mică investiție moderată, nu e de speriat. Nu e de speriat. Și celelalte din agricultura conservativă costă la fel. Dar pentru minimum til, societatea noastră are în momentul de față toată gama de utilaje pentru orice cultură, să putem practica minimum til și pentru celelalte de toamnă, cât și pentru cele de primăvară. După cum ați văzut, noi facem o agricultură intensivă. Am trecut, mai era un factor care era în minus, apa, și în zona noastră. Începând de anul ăsta, din august, implementăm un sistem de irigații de 3500 de hectare. Am început din anul trecut. O să dăm un tronson în exploatare acum în toamnă. Până în 2024 dăm întreaga suprafață de 3500 de hectare. Atunci, cu baza tehnică solidă pe care o avem, cu semințele și pesticidele de cea mai bună calitate și cu factorul apă, spunem noi că o să putem ajunge la capacitatea maximă de producție la plantele pe care noi le cultivăm.
sincer, noi nu cultivăm, nu cultivăm rapiță. Dar nu suntem mari cultivatori de rapiță. Mari cultivatori de rapiță. Datorită faptului că producem tot pentru compania Corteva soia pentru multiplicare și floarea soarelui, ca și plantă premergătoare sau ulterior a fi cultivată, există mici probleme între ele. Noi avem o problemă generală în sol datorită faptului că am cultivat în trecut foarte mult suprafețe însemnate de rapiță cu scleroții din sol, cu sclerotinia. Dar așa cum spunea domnul Iacob în prezentarea de mai devreme, este foarte probabil să ne readaptăm idei de a cultiva și de a mări suprafața, mai ales în ideea de a avea sistemul acesta de irigații. Am testat primăvara aceasta 5 hibrizi din portofoliu Pioneer, semănați pe o suprafață de 20,5 hectare. Am avut un regim pluviometric foarte ok pentru tot ceea ce a însemnat anul trecut și răsărirea acestei plante, iar anul acesta, pot să vă spun, cu un minim de atenție în momentele cheie de a combate dăunătorii și de a preveni apariția bolilor, am reușit o producție cuprinsă între 4200 și 5400, cu o medie finală a solei de 5000 și 5 kg la hectar la stas. Deci, în primul rând, ca orice altă cultură, rapița trebuie să fie protejată de concurența buruienilor. Iar aici, cu siguranță, se aplică erbicidul Galera Super în toamnă, iar în primăvară s-a aplicat erbicidul Corveto. Sunt două erbicide unice pe piața din țara noastră care se aplică pe aproximativ 90% din suprafața de rapiță cultivată în țara noastră. Mai departe, avem nevoie să protejăm cultura de atacul dăunătorilor, atât în toamnă cât și în primăvară, unde insecticidul Inazuma este, aș putea spune, cel mai căutat, deoarece conține două substanțe active, acționează în două moduri diferite asupra dăunătorilor, atât, cum spuneam, purici în toamnă, cât și ceutorincus sau melighetes, care sunt cei mai dăunători în perioada de primăvară. Mai exact, melighetes l-a înflorit, știm ce poate să facă și ce daune poate să producă. Bineînțeles, rapița, chiar dacă are toleranță genetică, cum spuneam mai devreme, la sclerotinia, această boală poate să se manifeste în anumite condiții, în anumite, să spunem așa, grade de infestare. Trebuie să aplicăm un fungicid și atunci, în momentul în care petalele încep să se scuture și cad pe frunze, ele sunt purtătoare de spor de sclerotinie și atunci planta poate să se infecteze în totalitate. Trebuie neapărat să aplicăm un fungicid, iar fungicidul pe care Corteva îl recomandă este Capartis. Deci, în această locație s-a aplicat tehnologia Corteva cu produsele pe care le-am enumerat. Se pare că cultura de rapiță se poate ține de la genetică până la, dacă ar fi avut o combina, aș fi zis până la recoltat, inclusiv cu produsele din portofoliu Corteva. Sigur că da, așa cum am spus, de începând cu genetica și protecția culturii cu produsele noastre, vom vedea astăzi că se pot obține 4-5 tone pe hectar. Exact, lângă rapiță strategică a fost pus verde frumos lanul de porumb. Știm cu toții că nu în toate zonele porumbul arată atât de bine. În această locație se regăsesc toți hibrizii Pioneer care sunt comercializați sau vor veni în următorii ani pentru a îi testa și pentru a vedea comportamentul lor în această zonă. Da, porumbul e o cultură importantă și pentru noi. E foarte importantă pregătirea solului. Încercăm, cum am spus mai devreme, minimul de lucrări. Ne încurcă puțin la semănat, dar rezultatele pe parcursul vegetației recuperează porumbul și dă rezultate bune. Foarte important este genetica. Să aloci unui sol un anumit hibrid ca să extragi potențialul maxim din acesta. Și o anumită, bineînțeles, la un anumit moment al semănatului, de câțiva ani semănăm mai devreme, mult mai devreme decât, știi, am semănat pe 5 aprilie. La începutul aprilie, pentru zona noastră, în sud, într-adevăr, se practică, dar pentru zona noastră e un record.
Nu s-a văzut diferența și asta e un lucru bun că nu s-a văzut diferența. Hibrizii sunt rezistenți, au rezistență inclusiv la temperaturi cu minus, sămânță în pământ. Am stat puțin cu emoții, dar la final a meritat. La final a meritat. Pentru noi, unul din lucrurile benefice pe care le facem aici este această platformă, care, așa cum spunea domnul inginer, are 18 ani. Vedem în fiecare an ceea ce se întâmplă în ferma noastră, pe terenurile noastre, pe tehnologia noastră. Și atunci încercăm să adaptăm ceea ce am văzut aici, pe suprafețe mai mici, care vor crește în fiecare an din ce în ce mai mult. A apărut în cadrul arenei, acum 3 ani de zile, cred, hibridul 9889, care venea ca un înlocuitor pentru 9903. L-am încercat sceptici pe o suprafață de 120 de hectare în primul an. A fost acel an relativ secetos, în care am reușit, cu ajutorul, într-adevăr, unei ploi venite la timp, să obținem până la 13.200 de kilograme. Și acum acel hibrid se regăsește undeva pe 30% din suprafața cultivată cu porumb. Avem în cadrul structurii de hibrizi 9 hibrizi de porumb doar din portofoliu companiei Corteva și, așa cum spunea colegul meu, îi zonăm în funcție de fiecare inginer cum își cunoaște solul, cum își cunoaște potențialul acelui teren și de gradul de tehnologizare pe care îl poate implementa în acel moment, de tipul de semănătoare cu care poate ajunge să semene acolo, de, nu știu, precizia semănatului, de fertilizare, dacă va veni odată pe rând, dacă va veni împrăștiată, sunt lucruri pe care le luăm în calcul în zonarea fiecărui hibrid. În porumb facem cel puțin o erbicidare, deci avem erbicidarea preemergentă care nu lipsește de la noi, două erbicidări pe care le facem în post-emergență, de foarte multe ori două sau trei treceri cu nutriție foliară și mai avem atunci unde este cazul o trecere cu un insecticid. Deci vorbim din nou de cel puțin 4 treceri, între 4 și 6 treceri și în cazul porumbului. Nu exagerăm, nu ajungem decât foarte rar la numărul de 6, în cazul porumbului la multiplicare, pentru că acolo trebuie să fim foarte atenți la fiecare detaliu. Din nou, și aici acordăm o atenție foarte mare și pe partea de nutriție, dar și pe partea de protecție. Orice am spune noi, porumbul este cea mai rentabilă cultură. Dacă la celelalte culturi sunt ani când dai, obții producție foarte mare, porumbul zicem noi că este cea mai rentabilă, mai ales că obținem constant noi între 10 și 11 tone de porumb boabe la hectar. Eu zic că este cea mai rentabilă cultură și de aia ocupă cam 40% din suprafața noastră din fermă este ocupată cu cultura porumbului. Într-adevăr, a fost o provocare prețul la îngrășăminte. Asta nu ne-a speriat, am folosit îngrășăminte în continuare. Ne-au ajutat la recolta prețurile cerilor. Momentan, toate s-au întors împotriva fermierului și prețurile au rămas mari. La inputuri, prețurile la recoltă sunt în scădere. E un an interesant, un an de supraviețuire, cum spunem noi. Ce facem anul acesta cu îngrășămintele? Mai luăm la fel de multe? Ați avut colegi pe zonă care au folosit sau n-au folosit deloc îngrășăminte? De regulă, fermierii folosesc îngrășăminte, prea puțini sunt care nu folosesc, dar, cum să vă spun, investești după cât vrei să realizezi. Adică producția, propriu-zis, o estimezi din timp și investești. Cât înseamnă genetica? Știți dumneavoastră, exact ca și la, să facem o comparație la oameni sau la animale. De regulă, dacă sunt doi oameni cu o talie mică, știți, copiii cam tot la fel seamănă. Deci cam rar să fie o genă așa mai rătăcită, să iese ceva un copil înalt, să spunem, nu? La fel și la animale. Deci, în primul rând, genetica își pune cuvântul. Trebuie să ținem cont, în primul rând, cum alegem semințele. Spuneam de animale. De exemplu, dacă ai un porc care
are o vârstă de un an de zile și el are 30 de kilograme și îl vezi că are un păr pe el, ăla nu o să mai dezvoltă, indiferent cât i-ai dat tu. Și la oameni, dacă oamenii au depășit de perioada de creștere, tot la fel, nu mai cresc. La fel și la culturi. Dacă porumbul are jumătate de metru și i-o dați spicul sau la floare, s-a dezvoltat bombul floral, atunci poți să-i dai tu ce ei da, că nu mai ai așteptări mari. Considerați că genetica e foarte importantă? În primul rând trebuie să plecăm totul de la genetică. Cum alegem? Trebuie să alegem hibrizi adaptabili zonii pe care o administrăm, să ținem cont de asolamentul pe care îl folosim, de elementele nutritive din sol, ca să știm în continuare ce trebuie să aplicăm. Și aici e o problemă destul de importantă, că, de exemplu, degeaba îi dai unui om dintr-o dată 10 kg de carne să mănânce. El mănâncă câteva sute de grame odată, mai mănâncă încă o dată, pe urmă se strică restul, nu? La fel și cu îngrășământul sau alte elemente nutritive, nu? Aveți genetică de la Corteva, ce folosiți de la ei? Folosesc niște hibrizi de porumb care văd că dau rezultate foarte bune. Mai am un hibrid anul ăsta în testare pentru mălai, unde deja am un colaborator și intenționez să-i vând dânsului. Dumnealui face un produs finit și a observat că din acel hibrid obține o făină de bună calitate. Ce se întâmplă pe zona dumneavoastră? Uniunea Europeană și Sudul, care este din ce în ce mai afectat de secetă, Sudul țării, încearcă să adapteze tehnologia la minimum til, cât mai puține treceri pe sol. Plugul l-au scos din lucrare. Ce se întâmplă în cazul nostru? Am văzut în apropiere că au pus în aplicare noua tehnologie, nou tilii sau... Minimum til, depinde. Din câte am observat, rezultate încă nu sunt. Probabil că trebuie să treacă ceva ani ca să ai rezultate. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie încercată tehnologia asta, dar nu pe toată suprafața. Că dacă o încerci, riscurile sunt foarte mari. Deci cumva parțial și să vedem. E o chestie care până acum nu i-am dat importanță, dar vedem că avem schimbări climatice și ani din ce în ce mai secetoși, unde precipitațiile sunt mai reduse. Și am avut o câțiva ani, de exemplu anul 2020-2022, care cu producții destul de scăzute comparativ cu alți ani. Cât a plouat pe zona dumneavoastră? Nivel al precipitațiilor aveți așa? Da. Păi până în prezent ne apropiem de aproximativ 300 de litri pe metru pătrat. Un nivel bun până în prezent, de toate că se simte lipsa apei datorită temperaturilor foarte ridicate și vă dați seama că și apa se evaporă ușor. Există șanse de irigație pe zona dumneavoastră? Din păcate, în zona în care mă aflu, nu. Iar dacă ne gândim la tehnica agricolă, pentru că am vorbit, iată, și de genetică și de sol, vine rândul mecanicii. Ați mai achiziționa? Este de ajuns? Se schimbă ceva în ferma dumneavoastră? Ați mai vrea? Vă dați seama că tot timpul vrei. Nu cred că e un fermier care să spună că nu vrea. Că tot timpul... Mergând la prezentări, vezi o altă tehnologie, vezi ceva nou, îți dorești și tu să o pui în aplicare. De regulă, fermierii, dacă au bani, investesc în tot felul de utilaje. De mașini. Da. Cu ce lucrați cele 300 de hectare? Ce aveți? Câte tractoare sunt? În exploatația mea am 3 tractoare, respectiv marca New Holland, un T5, T6, T7. Le-ați luat pe toate în ordine. În ordine, da. Și să știți că le-am luat cumva în ordinea extinderii. Deci când am achiziționat primul tractor, avem doar câteva zeci de hectare. Treptat am crescut, m-am trezit mai târziu așa ca să dezvolt business-ul ăsta în agricultură. Și, când te trezești mai târziu, nu prea ai de unde să mai achiziționezi teren. Dar
mulțumim Domnului că... Iar la capitolul pluguri, mă rog, utilaje pentru prelucrat, solul semănător și combine, ce ați ales? Predomin cu marca Gaspardo. Am făcut o alegere raportat la calitate-preț. Poate astăzi aș dori altceva, dar pe măsura potențialului. Vorbe serios, ce v-ați dori? Mi-aș dori cumva o altă semănătoare, mai performantă, să pot merge mai cu o rapiditate mai mare. De toate că zilele trecute am discutat de un sistem de autoghidare care îmi ușurează munca. Efectiv, eu lucrez foarte mult în teren. De regulă cam doi oameni administrăm 350 de hectare. Mi-aș dori să realizez, să pot face niște produse finite. La ce v-ați gândit? Ați început foarte bine cu porumbul pentru mălai. Ce v-ați mai dori? Am procesat cândva floarea soarelui. De aici aș plecat ideea de a administra teren. Dar e o afacere care pe moment nu mai rentează. Pentru că concurența e mare și iarăși trebuie să dispui în spate de un marketing care să se ocupe de promovarea produsului. E deja un business separat ăsta. Da, da, da. Care lucrul ăsta e greu. În sensul că suntem și într-o zonă, să spun așa, cam pe cale de dispariții, din cauza că populația e îmbătrânită și stăm prost din punctul ăsta de vedere cu forța de muncă. Într-un business știți cum e, utilajii procuri, rezolvi rapid. Un lucru cel mai important într-o afacere este resursa umană. Și să încheiem, pentru că suntem în perioadă de recoltat, vom intra și aici în câmp la recoltat, ce combine ați ales? Din păcate nu am combină, am un prieten care îmi prestează în fiecare an și mă ține aproape. Asta m-a determinat să nu investesc, că combina e o investiție destul de mare și nu se amortizează așa de ușor. Sper că în viitorul apropiat să pot să achiziționez o combină pentru un program european ca să pot să trec mai ușor de această investiție. Ne dorim să dăm teoria, să spunem și sfaturile pe practică și ne dorim să demonstrăm că nu doar știm să dăm sfaturi, ci știm și facem producții mari. Zilele trecute am realizat probabil cea mai mare producție catalogată în România și Republica Moldova, producție de 6,5 tone la PT303. Astăzi suntem la 5,5 tone plus cu 314 și 315. Spun că demonstrația este, cum să spun eu, realizată și executată corespunzător. Ne dorim ca fermierii să aibă producții cum a fost aici, peste 5 tone toată lumea și atunci cred că suntem fericiți. Am recoltat mai târziu, suntem în zona Moldovei. Era firesc. De ce producția așa frumoasă aici? Cum le explicăm? Păi, pornim așa. De la un fermier foarte tehnic și foarte atent, de la o genetică imbatabilă și o tehnologie ca la carte și ajungem din nou la fermier, rotație, peste 5-6 ani de zile, când nu a fost rapiță în zonă. Avem impresia că în sud trișăm puțin în agricultură, dar de fapt ne furăm singuri căciula. Se vede rotația de fiecare dată, se vede presiunea bolilor și dăunătorilor comuni și se vede, să spunem așa, orice scurtătură pe care o practicăm în agricultură se vede la combină. Domnul Iacob și grupul de firme TCE n-au avut scurtături, s-a dat mâncare la timp, s-a semănat corespunzător, totul s-a făcut ca la carte și rezultatul este unul foarte, foarte, foarte bun, spunem noi. Multe discuții între fermieri, panoul spunea că 315 este câștigător și dumneavoastră îmi spuneți 314. Da, o mică corecție ar fi de făcut, faptul că în acest lot autopropulsata a făcut tratamentul pe zona pe care a venit 314 și atunci este impropriu să considerăm că nu am avut un efect negativ pe acea, să spunem, urmă călcată de autopropulsată. Din punctul meu de vedere, se poate discuta de o mică compensare, adică rapița de lângă face puțin mai mult, dar nu se compensează în totalitate, iar din punctul meu de vedere, eu spun că ar fi undeva în jur de 4-5%, deci cam 200 de kilograme în plus ar trebui să aibă 314 pentru acele două urme. Anul viitor o să încercăm să schimbăm puțin strategia și să facem urmele invers, perpendicular, toți hibrizii să prindă același, ca să nu mai avem discuții de genul acesta și să simplificăm lucrurile, nu să le ducem într-o zonă, să spunem,
tehnică și controversată. Da, în orice caz, media, cred că toată lumea a înțeles că a fost exact, undeva la... La peste 4,7 tone, o cred că trebuie să avem prea mari contradicții. E importantă și combina atunci când recoltează, de ce, cât să fie? Uitați, o chestie interesantă pe care foarte mulți fermieri o greșesc, și aici s-a făcut, dacă vă uitați, rapița este curată. Eu aș spune că este prea curată, ceea ce înseamnă că în realitate am avut ceva pierderi. De ce? Pentru că exagerăm, vrând să scoatem rapița, recolta este o cultură de o culoare negru și orice rest vegetal se vede foarte, îți minte ochiul, îți ia ochiul și atunci corect ar fi să fim aproape de acel 2% care ne-l permite stasul, pentru că nu este întâmplător 2% corp străin, este pentru a fi sigur că pierderile în câmp nu sunt unele foarte mari. Adică, dacă ar fi să fac să arunc așa o presupunere, eu spun că am lăsat 100 de kilograme pe masă, pe pământ, jos. Din cauza asta, dacă o scoteam puțin mai murdară și dădeam vântul poate puțin mai încet, am eu un fix cu asta, dar vă zic că s-a demonstrat în practică. Este vorba de aproximativ 100 de kilograme. Și știți cum e? 100 de kilograme sunt 100 de kilograme. Când este secetă, pierderea este și mai mare, mare atenție, pentru că MMB-ul, boabele sunt mici, cam asta este treaba. Ține tot așa de setare mentală, suntem obișnuiți să vedem o rapiță perlă, negru, caviar să fie. Nu asta este cea mai bună. Cel mai bine la facturare este să am suta aia de kilograme la mine în buzunar, nu pe câmp. Asta vreau să vă întreb, pentru că, da, e adevărat, țineți la genetica dumneavoastră și trebuie să și sfătuim fermierii cum să recolteze. Deși nu intră în mecanică. Da, intrăm în, știți cum e, noi încercăm de fiecare dată să aducem, cum să vă spun, nu doar sfaturi, ci și să împărtășim din experiența noastră, din ce am văzut și am învățat în câmp. Și unul din avantajele faptului că avem acces în foarte multe ferme și faptul că avem informație din foarte multe locuri la Corteva este faptul că putem să vedem și între fermieri. Sunt unii care ne arată ei cum se face treaba și acceptăm cu plăcere lucrul acesta și considerăm că cel mai mare avantaj al nostru este faptul exact că avem acces la tehnologii variate și putem să vedem cine ce face bine și să recomandăm și altor fermieri să facă același lucru. Iar chestia asta cu combina am învățat-o tot de la un fermier. Când am avut testul acesta făcut, recolta cu 1,2 corp străin, după care a trecut la 2 corp străin. Când a trecut aproape de 2 corp străin, producția a crescut cu 110 kg la hectar, la o producție de 4500 kg. Eu spun că 100 de kilograme nu se câștigă ușor pe hectar, mai ales în contextul în care prețurile, plângem de prețuri de la o zi la alta și atunci cred că e mai bine să ne concentrăm pe ce putem controla decât... Viteză mică la momentul recoltării? Fundamental. La rapiță și la culturile în general cu semințe mici, cu recoltă, cu boabe mici, ar trebui să nu lucrăm la viteze de peste 4,5 km pe oră. În general, viteza nu este aliată culturilor cu boabe mici. Avem noroc, combina, știți că combina este una mare, header-ul de top, adică așa, suntem la un vârf tehnologic din punctul ăsta de vedere, dar totuși eu recomand prudență și mai bine recoltez cu o zi în plus decât să lași marfă nerecoltată. Și tot aici am avut ocazia să demonstrăm fermierilor prezenți că rapița nu se scutură. Este unul din motivele pentru care am ales să facem această recoltare. Faptul că până acum fermierii veneau cu noi, la noi cu un singur reproș. Noi avem o problemă cu rapița produce, dar vedeți, rapița Pioneer se cam scutură. E, putem spune astăzi că tot ce avem în portofoliu este cu rezistență completă la scuturare și de asta preferăm să demonstrăm în câmp, pentru că știți cum e. Se spune că o imagine este cât 1000 de cuvinte, un videoclip este cât 1 milion, dar o recoltare publică, eu zic că este cu mult mai mult decât orice altceva și numai departe de ieri a fost un pic de furtună și ploaie, săptămâna trecută au fost la fel ceva, după cum știți, în toată țara au fost evenimente de genul acesta și fermierii au avut posibilitatea să meargă în câmp și să vadă că nu se scutură rapița. Spunem noi că, încă o dată, cam am demonstrat ce am vrut să demonstrăm, producție de top, fără scuturare, fără scleroză. Cu tratamentele din portofoliu companiei dumneavoastră, totul... Încă o dată, încercăm să arătăm fermierilor că avem soluții de top, fie că vorbim aici de partea genetică, fie că vorbim aici de partea, să spunem așa, de produse care ajută cultura, fie că vorbim de protecția plantelor, unde vorbim de ierbicide de top, precum Corvetto și Galera, care domină piața, dar aș aminti și Utrișa și Chinsidro, în ani în care avem probleme cu aplicarea azotului și nu putem intra la timp, un produs precum Utrișa, care este și biologic și care reușește să-ți fixeze din aer
30-40 de kilograme de azot, substanță activă, eu cred că se merită aplicat. Iar un soi de, aia ca așa o mică paralelă, eu cred că chinsidrul ar trebui comparat cu un probiotic, așa știți, nu are rolul antibioticului, nu este medicament, dar când te simți un pic rău, te ajută puțin să-ți revii. Asta este chinsidrul, adică genul acesta de produse cu care asezonăm cultura, să știți că fac diferența. În ani precum acesta, la producții mari nu există scurtături. Producții mari și constante, ca să spun așa, pentru că întâmplător poți face o producție, poți avea noroc. Dacă când faci în fiecare an, cum face TCE, peste 9,8 tone de la porumb, când au faci 10 tone la 11 tone la orz, 9 tone și ceva la grâu, medie pe niște sute sau chiar mii de hectare, eu aș spune că scurtăturile sunt doar o glumă și se face treabă ca la carte, se discută în permanență, există o preocupare pentru mai bine. Așa că cred că suntem pe drumul cel bun și ei sunt cu siguranță pe drumul cel bun.